Stimate domnule rector Mariș, stimată comunitate academică, onorat auditoriu, este o mare bucurie și onoare să adresez la celebrarea celor 100 de ani de existență a Învățământului Teologic Baptist din România felicitări și urările de la mulți ani. Cu ocazia centenarului Institutului Teologic Baptist din București, merită să amintim rolul important în evoluția mișcării protestante evanghelice din țara noastră, cu numeroase contribuții culturale și religioase, precum și la dezvoltarea învățământului teologic din România. Mișcarea pornită la Buteni în 1921, ca urmare a unei inițiative începute în anul 1919 sub influența momentului Malii Uniri de la 1918, s-a materializat prin Seminarul Teologic Baptist. Comitetul de inițiativă de la acea vreme, un grup entuziast ce a contribuit la înființarea Seminarului Teologic Baptist, s-a bucurat de pregătire de specialitate în institutele existente în străinătate, atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. Ulterior, activitatea de la Buteni și Arad s-a mutat la București, iar apoi a urmat o istorie tumultuoasă sub anii comunismului. În zorii democrației, de după 1989, Seminarul Teologic Baptist a devenit de nivel universitar și activează după evoluții meritorii în forma actuală a Institutului Teologic Baptist, cu programe de licență, cursuri de zi și studii la distanță. Astfel, de-a lungul timpului, Institutul Teologic Baptist, alături de toate instituțiile de învățământ teologic din rândul cuntelor evanghelice, s-a remarcat ca un partener de încredere, fiind parte dintr-o strânsă colaborare cu celelalte culte religioase din România. Ne bucurăm că la acest moment de aniversare a 100 de ani de existență să apreciem calitatea activității educaționale, comunitatea academică, dinamica și orientarea inovativă în învățământul teologic baptist. Vă dorim reușite academice, profesori și studenți ce cooperează în spiritul învățăturii creștine, mulți ani cu împliniri. Semnează Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul Educației. Vă mulțumesc!